Excelență, mult stimată doamnă consul, onorați oaspeți, astăzi este o zi foarte frumoasă și o zi foarte importantă pentru toți, nu doar toți locuitorii a municipiului Bălți, dar și toți cetățenii din nordul Moldovei, deoarece pretindem a fi capitala de nord a Republicii Moldova, cum a menționat și domnul ambasador. Dar, în primul rând, vreau să vă felicit cu Ziua Națională a Republicii Austriecii, care acum recent a fost sărbătorită de poporul austriac, pe data de 26 octombrie, din partea la toți bălțenii și din partea la toți cetățenii din nordul Republicii Moldova. Deschiderea consulatului pentru primăria municipiului Bălți, pentru toți cetățenii, este un semnal foarte bun și sperăm că va fi și o platformă pentru o colaborare deschisă între municipiul Bălți și orașele din Austria. Faptul că ați luat decizia să deschideți acest consulat, anume în municipiul Bălți, eu sunt sigur că este legat și de faptul că Bălțul, acum a treilea an, este considerată cea mai transparentă primărie din Republica Moldova. Vreau să vă doresc succesă. Sunt sigur că vom avea o colaborare foarte frumoasă, o colaborare care va fi salutată și de agenții economici din municipiul Bălți, nordul, și din tot nordul Moldovei, și va fi o platformă foarte bună pentru a fi promovat și agenții economici din Republica Austriacă. Eu am și un mesaj din partea mai mulți tineri, care am discutat acum cu ei recenți, care speră foarte mult că acest consulat va contribui și la o stabilire o relație între tineretul din municipiul Bălți și tineretul din Republica Austriacă, deoarece ei, cu părere de rău, ultimii 20 de ani, ei spun că sunt cei mai uitați, din, nu doar în Bălți, dar în toată Republica Moldova. Și vom realiza proiecte frumoase, cei ce ține de tineret, cei ce ține de învățământ, pentru că știm, sunt sigur că este o chestie care ne va apropia încă mai mult. Vă mulțumesc! Succes! Vă mulțumesc foarte mult! Este o mare, foarte mare onoare pentru mine să reprezint Republica Austriacă și interesele cetățenilor austrieci în nordul Moldovei. Cred că este cazul, într-adevăr, cum și-a spus domnul primar, să dezvoltăm relațiile pe sectorul economic, social, cultural între Republica Moldova și Republica Austria. Și sunt sigură că urmează foarte multe proiecte interesante și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru că ați venit astăzi într-o zi frumoasă de toamnă și considerăm consulatul deschis. Представитель Министерства иностранных дел Австрии отметил сегодня, что Бельцы являются северной столицей Молдовы. Поэтому Бельцы будут хорошей площадкой и для других городов севера Молдовы, для сотрудничества с партнерами из Австрии. И мы будем ставить акцент на то, чтобы это было не только экономическое сотрудничество, а также чтобы это появились какие-то проекты, связанные с молодежью, с образованием, с обучением, потому что наша задача, если мы хотим современный город, если мы хотим быть современной северной столицей Молдовы, то нам нужно реализовывать как можно больше проектов с нашими внешними партнерами.